Ne aflăm în localitatea Gherghița din județul Prahova. Stăm de vorbă cu domnul Florin Petre, un legumicultor cu multă experiență în cultivarea vinetei. După părerea mea, după 30 de ani de investiții și muncă în acest domeniu, nu recomand nimănui să mai facă așa ceva. De ce? Datorită cheltuielilor extraordinar de mari, și când spun asta știu ce vorbesc, pentru că au fost ani în care poate mai mult de 50% din suprafețele de producție au mers în pagubă, deci am cheltuit banii degeaba. Au fost ani care mai întrebeau 50 de bani să iau pâine. Nu neg faptul că fără ajutorul acestor spații, așa cum sunt ele, mai primitive, mai noi, puteam realiza ceea ce am realizat. I-am crescut copiii, i-am educat, copiii au fost alături de mine, au muncit de mici, de la 3-4 ani ei erau cu mine în grădină. Și poate că și asta a fost o chestie pentru ei, pentru a deveni niște oameni maturi, de nădejde și să aprecieze banul, care se face foarte greu și se cheltuie foarte repede. Dar deci, știți că am auzit în piață că legumicultorii din Gherghița vor să dărâme solariile, vor să se lase de meserie. Da. Da, sunt cazuri clare care au renunțat la legumicultură și au lăsat solarele în paragine sau le-au dărâmat, le-au băgat pe foc și au plecat la servici. Pentru că aici, în jurul nostru, sunt marile depozite ale retailerilor. Și atât timp cât se asigură transportul, vine tăiat de acasă, îți oferă un salariu motivant, poți să câștigi mai mult sau mai puțin în funcție de cât muncești, îți dă și mâncare sau bonurile de masă. Nu știu de ce nu te-ai duce. Eu n-am putut să fac chestia asta, pentru că de acum 30 de ani mă ocup numai de chestia asta și ți intră în sânge, ca un microb, ca un drog. Nu poți să-l scoți repede. Chiar dacă voi renunța în viitor apropiat, îmi ajunge și nu mai pot să suport tot ce se întâmplă și în piață, și legislativ, și blocadele astea cu importurile din afară, în condițiile în care și noi producem în același timp, suntem acuzați de evaziune fiscală, păi nu noi facem evaziunea fiscală la nivelul ăsta cu o tonă, două, trei. Evaziunea fiscală e undeva la nivel mult mai mare, sprijiniți de sus, nu noi. Pui mie să, ca să duc marfă la un retailer, trebuie să fie IT-ist în primul rând. Să trimeți facturile la fisc, să le trimeți apoi la beneficiar, dar Nea Gheorghe, care are 70 de ani și e băgat și el într-un anumit program sau livrează la un supermarket, ce știe ăla să-i facă la calculator? Că eu, că cât de cât mai mă pricep și câteodată mă uit ca curca în lemne la el. Dar ceilalți? Deci nu, lucrurile sunt foarte complicate. Retailerii nu apreciază calitatea, vor calitate, dar pe bani puțin, ceea ce e imposibil de realizat fără costuri. Costuri care sunt foarte mari, foarte mari. Chiar voiam să vă întreb, ne-ați spus când am intrat aici la dumneavoastră că ați făcut niște investiții importante. Despre ce este vorba? În primul rând, tot ce a apărut nou în tehnologie, începând de la răsadurile altoite, care am fost primul care le-am testat în România și folosite încă de acum 8 ani, prădătorii naturali care s-au dovedit foarte eficienți, dar încă, după părerea mea, nu suntem pregătiți să-i exploatăm cum trebuie. Da, vom obține o legumă mult mai calitativă, fără pesticide, fără insecticide, dar ar trebui să avem și o grupă de oameni foarte pregătiți la firmele care se ocupă cu distribuirea prădătorilor, nu să vină să ți-i pună în brațe și zice, bă, prăștești tu acolo. Și când te duci, băi frate, nu face treabă, nu știu ce, începe. Păi a intrat ăla, dă-i cu insecticid. I-ai omorât? Nu. Nu se poate așa. Deci ei trebuie monitorizați săptămână de săptămână, văzuți cât sunt. Sunt prea mulți, sunt prea puțini, mai băgăm, mai omorâm din ei dacă sunt prea mulți, dacă nu are ce mânca. Că prădătorul, dacă nu are ce mânca, s-a apucat și mâncă în plantă, că trebuie să mânce și el ceva, că nu muri de foame. Deci tehnologie, prădători, sistemul de plantare, m-am chinuit făcând fel și fel de artificii cu utilaje, ca să-mi ușurez munca, neavând oameni, a trebuit să mecanizez la maxim și pe bani puțin, că nu-ți permiți, cheltui banii, nu ai ce să bagi aici. Toată lumea are impresia că face bani. Nu se fac bani, doamnă. Deci, vara ai un pumn de bani, te uiți acolo, 10, 20, 30, 50 de mii de lei, dar vine toamna, vine primăvara, trebuie să reinvestești. Și când le pui pe hârtie, te uiți ca milogul trăiesc, că nu mai ai nimic. Și uite așa se învârt banii an de an și ai impresia că faci bani. Dar noi facem muncă patriotică. Banii fac cei care vând. În condițiile în care la mine pleacă un preț și ajunge în piață dublu, triplu, la Samsarimo,
cert. Deci pe ăștia nu mai vede nimeni că face evaziune fiscală. Nu mai vede că au acaparat piețele, că nu te poți duce tu ca producător să-ți vânzi cu un preț echitabil. Care știi, bă, de bun simț prețul ăsta. Nu mă duc să-i cer omului 10 lei pe un kilogram de roșii, când eu știu că dacă am preț de cost de 3 lei, pot să iau și eu 5 lei. Dar roșia ajunge cu 10 lei. Și banii nu ajung la mine în buzunar. Ajunge la ăla care o vinde. Ne mai vorbim de nivelul de subvenții față de celelalte state europene. Deci nu ne putem compara cu subvențiile noastre. Ajungi tu de scoți o legumă importantă din ajutoarele de minimix și pui salată, ceapă. Nici măcar nu știau că salata nu se vinde la kilogram, se vinde la bucată. Deci începuse cu nu știu câte kilograme de salată pe 1000 de metri pătrați. Deci lucruri strigătoare la cer. Asta ce înseamnă? Că în structurile de conducere ale ministerelor de resort sunt oameni nepregătiți, fără să fie de specialitate, să știe cu ce să mănâncă așa ceva. Ca să înțeleagă omul, să știe ce are nevoie omul ăsta. A doua chestie, fondurile europene. Până la Dumnezeu te mâncă sfinții. N-ai cum să te atingi. Orice ai face, orice ai drege, tot cei mari au fonduri. Și nu mi se pare corect, pentru că ei deja s-au dezvoltat. Cum să dezvolt o fermă de asta de subzistență? Că ce aici nu poți spune că e o fermă. E ceva de subzistență, să trăim, să putem să existăm mai departe. Și implicit e o sursă de hrană pentru ceilalți. De 6 ani de zile am contract cu un supermarket. Am livrat cantități impresionante, deci de ordinul zecilor de tone. Dar cu niște costuri și eforturi de vorbești singur. Deci n-ai cum. La mine dimineața începe la 4, se termină undeva pe la 11-12 noaptea. Când mă pun în pat, acum mă pun așa dorm. Îmi trebuie măcar să mă întoarcă. Că... Dumneavoastră individual ați făcut contract cu supermarketul sau pe asociație? Nu, individual. Individual. Ulterior am constituit o cooperativă agricolă în ideea de a strânge în jurul meu mai mulți oameni. Imposibil. Imposibil, pentru că ce se întâmplă? Oamenii sunt parșivi în ce sens? Când e prețul bun pe supermarket, vine altul de tine. Oh, face, întregi, întregi. Cum a săltat piața un pic? Au dispărut, se duc în piață. Deci nu. Deci cine vrea să se asocieze și să facă o chestie din asta asociată, trebuie să mergi și la bine și la rău. Exact ca într-o căsnicie. Azi câștigăm, mâine pierdem. Dar cooperativa aia trebuie să existe din ceva. Păi când îi spune că trebuie să lași o cotizație acolo, trebuie să lași un procent din marfa vândută prin cooperativă, ce ai, băi, ești nebun? Cum să fac eu așa ceva? Ăsta e prețul, ăștia e banii, păi ăștia mii de. Nu. De aceea, ideea de asociere nu e rea. E singura soluție și șansă ca să ai un cuvânt de spus în piață, nu de unul singur. Afiliat la alte organizații, ceea ce o să mai dureze ani. Pe de altă parte, viitorul legumiculturii românești este foarte sumbru. Dacă vă uitați pe ansamblu, așa, rar sunt tineri care s-au apucat să mai facă așa ceva. Dau exemplu meu. Cei doi copii ai mei le-am spus să nu fac așa ceva sub nicio formă. Orice altceva, numai asta nu. Deși fiimea a vrut să facă horticultură, i-am spus nu, nu te duci la nicio horticultură. Mi-ajunge mie horticultura, care am făcut-o de 30 de ani. Dar asta a fost situația, asta am avut, am plecat de jos, n-aveam de niciunele, eram... Pământul ați avut? O parte, am avut decât 5.000 de metri pătrați aici, restul am cumpărat. Deci am muncit ani de zile, pentru pământ, pentru investiții, pentru mașini, mașini de transport. Și dacă lumea vrea să înțeleagă că viitorul nu va fi decât al asociațiilor și al trasabilității mărfii, să știi, băi frate, a plecat de aici de la mine, băi, asta e vânăta lui Florin Petre de la Gherghița. Când a ajuns supermarket și ai mâncat, ai dus acasă și ți-e rău că ai mâncat vânăta mea, să știi, bă, cine a făcut-o, să vii să le iei pe ăla de moț. Nimeni nu ține cont de remanență, nimeni nu ține cont. E un haos total. Și apropo de substanțe, avem foarte multe substanțe interzise în România, iar în celelalte state europene omologate. Noi nu putem face față dăunătorilor, bolilor, fiindcă nu avem cu ce. Tot ce e slab, învechit și au căpătat rezistență. Plantele astea altoită dau o mare rezistență la boli, la dăunători. E același lucru, că dacă ai cu ce și îi combați, bine, dacă nu, se duc naibii. N-ai cum să... Și fără o îngrijire permanentă și o înțelegere a plantei, ca și omul, te uiți la ea, bă, ce-i trebuie planta asta?
în funcție de faza de creștere. Băi, trebuie azot, îi trebuie fosfor, îi trebuie potasiu, a început să fructifice. Ce-i fac ca să lucrească în frunze și să facă fructe? Defolierea. La mulți am încercat să le explic, bă, faceți așa, dregeți așa. No, pe ea în derâdere și ce știe mă ăsta? Dar am 30 de ani de experiență. Nu pot să rămân fără niciun solar. Nu voi ține unul, două, acolo să mă joc și eu. Că... Măcar așa. Nu, microbul nu dispare, n-are cum. O altă mare durere a mea e neaprecierea muncii. Mă uit în toate supermarketurile. Băi frate, ni se cere calitate, ni se cere orice. Dar când te uiți la produsele care sunt în stand, te-i cu mâini de păr. Băi frate, unde o fi mă asta? Mâna ta pe care ați trimis-o dumneavoastră, da. Unde e? În depozit. Păi în depozit, dar la de-aia cum poți tu ca șef de magazin să ții trei vinete stafidite? Când poți să aduci o ladă de vinete proaspete și pe alea să le dai naibii retur sau scade-le prețul la jumate, la 10%, că omul le ia pentru o mâncare, pentru ghivești, pentru ce, nu contează să fie trufanda. Ideea e să fie comestibilă. Că nu, marea problemă a noastră e că noi încercăm să mâncăm cu ochii. Am fost în niște piețe din Grecia și m-am uitat și eu la legume. Niște prețuri de vorbe singuri, era 3 euro vinetele. Niște alea strâmbe, urâte și aoleu, zic, mâncați așa și gură, poate să aleargă la gunoi. Apropo de gunoi. În prima fază, când calitatea a doua, duceam cândva unui procesator. Da, s-a dovedit a fi o catastrofă și ăla și am renunțat. Le scoteam la poartă și scriam pe o chestie gratis. S-o băteau pe ele. Azi așa, mâine așa, am dus, am scos la poartă de 5 ori, de 10 ori. Păi m-am stat și m-am gândit, bă, am și eu nevoie să fac nu știu ce. Nu pot, că mă doare spate. Dar ce ai de făcut mâine? Dacă vedea el, considera că nu e ok munca aia, nu pot să vin, mă duc la nu știu cine sau nu știu ce. Deci nu se merită. Văd că și autoritățile locale au început să aibă o deschidere spre producători. Mă refer la târgurile astea, Sătești. Avem aici aproape un târg care e un potențial loc de a câștiga un ban, de a te duce și a-ți vinde produsul tău, nu în cantități industriale. La asta vreau să mă rezum eu în viitor apropiat și cu sprijinul primarului din comuna respectivă și cu sprijinul oamenilor, am găsit înțelegere să pot să-mi expun marfa acolo în niște condiții omenești și la niște prețuri decente. Deci eu nu sunt bijnițar. Eu vând ce produc. Că de multe ori am avut multe certuri. Și în țară și pe unde m-am dus cu prețul. De ce tu vinzi mă cu prețul ăla și eu nu pot să vând cu prețul ăla? Nu, trebuie să pui prețul cât mine dacă vrei să mai vinzi aici. Deci sunt monopoluri, sunt exact ce se întâmplă în jungla asta urbană, cu clanul și cu așa, așa e și în piață, poate mai rău.